Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. Invitatul nostru din această seară, ediție specială, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Bună seara, domnule Băsescu. Bună seara, bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru prezență. Da, și avem multe invitații. Lucruri de discutat, s-au adunat foarte multe lucruri, de la interviul lui Sebastian Ghiță, care a început să devină obraznic, vorba discuție de dinainte de emisiune, dar înainte de Sebastian Ghiță, de serii, de doamna Chiovi și de toate scandalurile de la zi, o să discutăm despre Republica Moldova. Să începem cu evenimentul ăsta, da? Președintele României, Klaus Iohannis, nu a fost în Parlament la adunarea specială. Sincer, cred că n-a fost cea mai inspirată soluție. Sunteți elegant. Păi nici mie nu-mi plăcea când alții nu erau eleganți cu mine ca președinte. A, de aici faptul că sunteți prea elegant cu președintele Iohannis. Da, în general da. Adică, dar și ce ar costa dacă venea președintele României într-un moment? Nu-l costa nimic, dimpotrivă. Ar fi extraordinar avut pentru România. Mesajul principal ar fost al președintelui României. Așa a rămas un mesaj la nivelul Parlamentului, iar mesajul președintelui ar fost cel care era mesajul oficial al României la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Așa, fără să fim foarte emoționali, ar fi rămas în istorie. Categoric, că lucrurile astea da. Rămân în istorie. Categoric, nu da. Se întâmplă de două ori. Cum în istorie va rămâne și declarația adoptată de Parlament, care în ultimele două paragrafe explică faptul că România este deschisă unirii, nu reproduc mot-a-mot, dar ăsta e mesajul. România este deschisă, Parlamentul României este deschis reunificării atunci când Moldova o va dori. Și atunci președintele României, de ce credeți că nu a participat la această ședință extrem de importantă? Îmi este foarte greu să înțeleg. Practic nu există o justificare, cu atât mai mult cu cât era cel care trebuia să dea și linia oficială a executivului României ca prim responsabil de politica externă. Probabil, zic eu, nu a vrut o asumare. Să spui că nu vrei, pentru că nu toată lumea vrea unirea României cu Republica Moldova, să spui că nu vrei, nu dădea bine la votanți, să spui că vrei, probabil se gândește și dânsul, la fel ca mulți oameni care cred că România poate acționa numai cu aprobare. Deci probabil se gândea că dacă cu aprobare de la cine, domnule președinte? Păi la cine? Nu-i vedeți pe toți. Și astăzi am văzut în tot soiul de mijloace mass media. Da, Washingtonul e de acord, da, Bruxelles-ul știe, da, Parisul, okay, da. Bun, da. Deci ați făcut o intervenție telefonică acum două zile la aici, la Dosar de Politician, și ați vorbit de pactul Ribbentrop-Molotov. Pentru cei care nu cunosc istorie, suntem singura țară care nu a reparat chestiunea asta. Da. Și nu că o spuneți dumneavoastră, o spun istorici, o spun toți oamenii care cât de cât au mai citit și au mai văzut ceva. Sunt lucruri evidente. Adică în evidența asta putea intra și președintele României. Da. În concluzie, mi-e greu să găsesc o justificare neparticipării. O trec la categoria erori politice majore. Pentru că erau acolo doi foști președinți, era custodele coroanei care au onorat invitația la acest eveniment. Nu i-o fi plăcut prezența, componența, aduceți-vă aminte că eram președinte și din 10 ani, doar 3 ani jumătate am avut o infimă majoritate. În rest aveam numai parlamente ostile. Ce făceau când mă duceam în parlament? Dar semnificația
prezenței președintelui în Parlament la un moment istoric este majoră. Și de acest lucru trebuia să țină cont. Bun, și atunci, și el puțin. Și consilierii. Nu are simțăminte, acum o să devin patetic, nu are simțăminte patriotice președintele României? N-am văzut la minoritari nemți dualismul pe care îl vedem la unguri, că nu știi dacă sunt mai mult mai atașați de Budapesta decât de București. Pe când la minoritarii nemți atașamentul față de România n-a scârțit niciodată. Și atunci, știți care deci este... Deci nu pun în această categorie că n-a vrut pentru că e neamț. Klaus Iohannis e nu a vrut un pentru sas... Că nu a vrut. Știți ce este ciudat în același timp? A fost totuși președinte României la un alt eveniment public, lăudabil de altfel, al Camerei de Comerț și Industrie, la Siab. S-a urcat într-un Rolls Royce. Da, într-un Rolls Royce Phantom, cu prietenul lui Schmidt de la Bavaria. Mă rog. Ok, bun. Un eveniment onorabil de altfel. Târgu Auto al Bucureștiului, da. Organizat de Camera de Comerț. Foarte bine că a fost acolo. Dar e nu, total deci... nepotrivit. Adică toți oamenii din afară au văzut lucrul imediat ăsta. S-a făcut paralela. Stai, evident. Nu vii în Parlament la celebrarea 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, dar te duci la târgu de mașini. Repet, a fost cel puțin neinspirată decizia de a nu participa și de a trimite Parlamentului un mesaj pe care Dragnea l-a expediat cu... Aș spune cu aroganță, spunând pentru cei interesați, găsiți mesajul președintelui pe site-ul Camerei Deputaților. Bun, apropo de subiectul ăsta, de un subiect unionist, ați fost la Chișinău, președintele României, domnul Iohannis, a fost la Chișinău? A fost. Cred că la prima vizită prima de la începutul mandatului. Prima vizită a făcut-o la Chișinău, da. Și de atunci... Nici o politică consistentă pentru Republica Moldova. Da, și să știți că România are o politică consistentă față de Republica Moldova. Numai că nu valorificăm. Iată, acum, deci, repet ce am mai spus, dar o să repet ca să înțeleagă oamenii că România a făcut mult în ultimii 12-14 ani pentru apropierea cetățenilor Republicii Moldova de România. Avem menținută norma de 5.000 de burse pe an pentru tinerii din Republica Moldova. Deci, și sunt burse susținute de statul român pentru tineri care învață în liceu și în universități. 5.000 de burse. Asta când a fost introdusă? A fost introdusă în 2009. Deci n-a schimbat-o nici Ponta, nici Cioloș, nici alții. Sunt câteva decizii care au fost luate în timpul guvernului Boc, cu care am avut o colaborare foarte bună. Trebuie să vă spun că România acorda Republicii Moldova 120 de burse. Ridicol. Ridicol de puține asta față de perioadă? Interesul pe care îl avem. Când am venit eu un mandat, atâtea erau, 120 de burse. Vă mai spun un lucru. România acordase cetățenilor Republicii Moldova de la Revoluție și până în 2004 circa 80 de cetățenii, dacă vă puteți imagina. Pe an? Nu. În perioada de la Revoluție până în 2004. Circa 80 de cetățenii. În condițiile în care sirienilor li se aprobă 200 pe an. Da. Era mai generos financiar, da. Ca să fiu răutăcios. Deci, sunt lucruri făcute. În 2005, doar 4% din cetățenii Republicii Moldova erau pentru unirea cu România. Cât ați fost președinte, nu ați avut discursul ăsta atât de pro-unionist? Păi nu. L-am avut așa, doar atât cât îl poate avea un președinte. Și nu puteam să-l am... Vă constrângea funcția, să înțeleg. Mă constrângea funcția, de bună seamă. Când știam respingerea care e la Chișinău și așa am avut... Respingerea în ce sens? Că președinții până la Dodon ăsta
băiatul ăsta tânăr pro-rus, președinții au fost pro-români la Chișinău. Dacă asta a spuneți fost. Că Voronin a fost un pro-român, care a avut două Voronin, mandate. Da. A avut două mandate. A fost Ghimpu, pe urmă interimar, Timofte a avut un mandat și pe urmă a venit Dodon. Deci cu președinții nu prea s-a putut lucra. Mulți mă întreabă de ce discutăm subiectele astea, și pro și contra. Și e o discuție despre țara asta, domnule președinte, că nu are proiect de țară. Noi nu avem proiect de țară. Eu am propus... După integrarea în UE, ăsta ar fi un proiect de țară, categoric, unirea cu Republica Moldova, categoric, valid. Dar dacă veți lua declarațiile mele când, cât încă eram președinte, e adevărat, în 2014, am declarat că după primele două obiective de țară, care au fost intrare în NATO și intrare în Uniunea Europeană, al treilea obiectiv de țară, al treilea proiect de țară, trebuie să fie unirea cu Republica Moldova. Iar în mandatul meu s-a lucrat la acest proces. Începusem să vă spun, erau 120 de burse. În timpul lui Boc, în bună înțelegere, am mărit la 5.000 numărul de burse. Era problema cetățeniilor. Prin ordonanță de urgență s-a modificat legea cetățeniei, pe urmă a trecut prin Parlament. Deci, cu alte cuvinte, nu puteați, iar în astăzi, funcția de președinte, să fiți foarte vocal, dar s-au făcut lucruri. S-au făcut lucruri pe lângă, fără să fiți foarte vocal. Da, dar cu acord cu girul dumneavoastră, să înțeleg. Nu, la solicitarea mea. La solicitarea dumneavoastră. Boc era concentrat pe politicile interne. Ați lucrat atunci pe tăcute, să zic așa. Nu, aduceți-vă aminte ce zgomot a fost când am modificat legea cetățeniei, inclusiv de la Bruxelles. Și de la Moscova. Ne spuneau că ce facem, invadăm Europa cu cetățenii Republicii Moldova. Relatați-ne episodul ăsta. Ce v-au spus cei de la Bruxelles? Că nu e în regulă. Dați ca multe cetățenii moldovenilor. Mi-au spus clar că nu e în regulă. Cine v-a zis? Și președintele Comisiei, domnul Barroso, mi-au spus și șef de stat și de guvern. Îngrijorați că ce? Îngrijorați că vor fi invadați de amărâții, de moldoveni. Le tot explicam, bă, fraților, sunt 4 milioane, românii suntem 22 milioane. Invadăm mai devreme, mai și degrabă noi. Și polonezii la un loc și nu, n-am săvârșit să vă invadăm de tot. Dar 4 milioane de moldoveni și am tot explicat rădăcina istorică, pentru că foarte mulți nu știau. Era o teză că, de fapt, proiectul ăsta al dumneavoastră de acordare de cetățenie era, de fapt, un fel de cucerire, de preluare a Republicii Moldova. Cât de procentual din cetățenii Republicii Moldova au cetățenie românească acum? Peste 800 de mii. Din cât? Procentual? Din 3,5 milioane. Deci ia că se apropie de 30%. 30% din cetățeni au cetățenie română. E adevărat. Mulți au cerut-o ca să poată rusească? Umbla în Europa. Așa, și rusească câți au? Nu știți. Cât sunt cetățeni ruși? Da. Nu știu, dar acolo sunt zone din Republica Moldova unde procesul de rusificare a fost destul de puternic. Vezi Transnistria, unde sunt majoritar ruși. Iar... Haideți să facem o discuție sinceră despre Transnistria. Transnistria este pământ românesc? Nu. Acolo e populație românească? Domnul, e populație moldovenească este românească? Populație românească este. Sunt 8 școli în limba română. Și câți români, câți moldoveni mai sunt acolo? Sincer, în Transnistria. Români, știți la etetă, circa 20.000. Circa 20.000, nu știu ei. Eu fac o evaluare. Dintr-o populație totală de cât? De 1,5 milioane. 1 milion. Cam puțin. Puțin, dar au școli în limba română. Sunt copiii pe care îi aducem în fiecare vară la Sulina, în serii de câte 7 zile, împreună cu dascălii lor. Eu îi vizitam vara la Sulina. Pentru Moldova continentală, știi, ca să o deosebesc de... Acum vă pun o întrebare. Nu mai puțin. Vă rog.
aveam tabăra de la Eforie, în care intrau pe serie 2000 de copii din Republica Moldova. Iar pentru cei din Transnistria aveam tabăra de la Sulina. Domnule președinte, exercițiu de sinceritate, da? De ce NATO, Statele Unite, ar intra într-un conflict cu Rusia, cu Federația Rusă, pentru bucata asta de pământ, care este mică, este nesemnificativă la scara asta globală? Ok, noi vrem să ne unim cu Republica Moldova, dar consecințele pot fi grave, domnule președinte. Nu e adevărat. De ce nu? Nu sunt... Poate începe un conflict de la această chestiune. Cu Federația Rusă. De ce? Pentru că România dorește să ia un teritoriu despre care Federația Rusă poate spune că este ocupat de rusofoni, de ruși. Dar nu. Intrăm într-un scenariu ucrainian. Orice recensământ ne arată că majoritarii sunt moldoveni și români. Dar de bună seamă este și minoritate rusă. Dar nu o neagă nimeni. Cine o neagă? Ce, în România nu avem minoritate rusă și reprezentată în Parlament. Avem minoritate ucraineană, e reprezentată în Parlament. Unde e problema? Avem minoritate turcă, dacă ne referim la găgăuzi. E reprezentată minoritatea turcă în Parlament. În teoria asta politică există termenul ăsta casus belli, adică motivul de război. Nu. Credeți că Republica Moldova ar putea să fie un motiv de război, de conflict între Federația Rusă, NATO și Europa pe de altă parte? Este exclus, după părerea mea. Sigur, Federația Rusă face ce știe ea mai bine. Propagandă. Pentru dezbinare, pentru întârzierea unor proiecte. Dar Republica Moldova nu mai este o problemă vitală de securitate pentru Federația Rusă. Nu mai este, pentru este că... Este o opinie, ceea ce spuneți dumneavoastră acum, o certitudine sau aveți și informații? Nu, este analiza mea. Bazată pe informații, presupun. Bazată pe informație și... mai mult pe informație publică decât pe altfel de informații. Și o să vă aduc argumente care poate sunt valabile și pentru detractori care spun Băsescu nu știu ce vrea, ce viață politică să înceapă în Moldova. Vrea să fie președinte în Republica Moldova, vrea să intre în Parlamentul European, da, președintele Băsescu. Povești. Vreți să intrați în Parlamentul European cu voturile moldovenilor? Nu, e o copilărie. Mi-ajunge și mie. Hai să vedem care mai este interesul Federației Ruse în Republica Moldova. Și începusem povestea Transnistria. Deci România nu va putea revendica niciodată într-un proces de unire și Transnistria. Frontiera României este până la Nistru. Așa a fost întotdeauna. Istoric. Și dacă revendicăm, dacă aducem ca argument, ca unul din argumentele principale, argumentele istorice, trebuie să ne oprim la Nistru, unde eu, în mintea mea, ca fost șef de stat care a putut să analizeze și lucruri mari, deci Nistru pe care Antonescu nu trebuia să-l treacă niciodată. Erau niște nemți în spate care îl tot împingeau. Nu s-a putut abține. Nu atât de tare se spune. Mai mult a fost voluntarismul lui Antonescu, pentru că nemții la început n-au cerut României să treacă Nistru, ca să fim clari. Pentru, sigur, eu am citit mult și asta e una din concluziile mele. Nu Germania fascistă i-a cerut imperativ lui Antonescu să treacă Nistru. L-a trecut el din voluntarism și poate din puțin slugărnicie față de Hitler, deși Hitler îl respecta. Bun, hai să venim la Transnistria. În cazul unui vot, să spunem, în Parlamentul de la Chișinău și un vot în Parlamentul de la București, pentru unire, România nu va putea revendica Transnistria. Transnistria va trebui să fie subiect de negociere între trei capitale. București, Kiev, că e pământ ucrainean, și Moscova, care are acolo 21.000 de tone de material militar. Și câți soldați? Nu foarte mulți. Acum nu depășesc cu tot cu trupele de menținere a păcii, care sunt anexate, de fapt, unui contingent pe care l-au acolo chipurile pentru întreținerea, supravegherea
materialului militar depozitat acolo nu depășesc 1000 de soldați, 1200 de soldați, de militari. Ăștia păzesc, practic, armamentul foste armate a 14. Da, dar fac și aplicații împreună cu armata transnistreană. Am înțeles, ăsta omuleți invers acolo, da. Mai mișcă tehnica. Deci, Transnistria va trebui să fie subiect de negociere. Și v-am spus interesele. Ucraina... Negocierea o fac bărbații de stat. Cine ar putea negocia din partea României și ce? Hai să vedem, s-o găsi cineva. Știi că întotdeauna noi nu ne aducem aminte, sper că cei care au citit documentația vremii, cărți, presă, informații, că și oamenii chiar politici... Chiar invităm pe telespectatori, mă scuzați, să citească, tocmai împlinim, dar e anul centenarului. Da. Și ar fi indicat pentru toți, cu mici, cu mari, da, să citim. Că e istoria noastră. Informații despre noastră. Vremurile și oamenii politice ai vremii. Erau, da, cel, puțin, potrivit, erau cel puțin la fel de blamați cum sunt oamenii politici de azi. Erau făcut hoți în toate felurile. Brătienii erau într-un scandal de corupție cu o companie de transport aici în capitala, în București. Dar au rămas în istorie pentru că au făcut ce a trebuit la momentul potrivit. Așa este. Da. Deci Transnistria, acolo se încrucișează interesele Federației Ruse, slavă Domnului că nu mai sunt interesele strategice ale Federației Ruse. Sunt doar interese de material militar. Pur și simplu. Deci cu Rusia trebuie negociată Transnistria, cu Ucraina și de bună seamă Bucureștiul. De ce? Pentru că Ucraina a primit în schimb niște teritorii și trebuie văzut care e abordarea Ucrainei vis-a-vis de asta. Dar cert este... Adică Herța și alte teritorii. Cert, da, este că România nu poate revendica în momentul de față decât strict unirea cu Republica Moldova. Adică să exprime dorința de a se uni cu Republica Moldova și nu să revendice teritorii care sunt în Ucraina în momentul de față. Pentru că avem actul final de la Helsinki din 75. Hei, să revenim la chestiunea. Nu, stați, da, că Helsinki... trebuie să vă spun un lucru esențial care e de natură să dezarmeze pe cei care spun ne va invada, facem război cu Rusia. Da. Nu, Rusia nu mai are interes pentru Transnistria, ca dovadă nici nu mai finanțează. Asta este o informație. Da, da, e publică, nu e informație... O susține propagandistii, cum susțin și pe rusofonii din Republica Moldova, din toată Republica, dar nu mai finanțează. De ce? Pentru că între timp a anexat Crimeea. Iar nevoile de securitate ale Federației Ruse au fost rezolvate prin anexarea Crimeei. Ceea ce înseamnă că România nu va mai avea în față, în atingerea acestui obiectiv, interese strategice și militare ale Federației Ruse. Pentru că interesele astea s-au mutat în Crimeea. Dar poate fi un motiv de negociere foarte, foarte bun. Foarte chiar bun. Dacă rușii nu mai au un interes direct, pot să spună, domnule, ce ar putea oferi România Rusiei ca să treacă la nivelul, la pasul următor? Pentru că nu vreau să provoc un scandal, n-am să vă spun. Dar România are ce oferi. Ce să ofere? Are ce. Are ce. Adică se poate așeza la masa negocierilor având ce să pună pe masă, dă-mi asta ca să-ți dau asta. Și nu vorbim de teritorii. Nu vă referiți la teritorii? Vă referiți la energie? Nu mă refer la teritorii, la mă refer energetice? La poziții politice. Mă refer la poziții politice extrem de important. Am văzut că fostul premier Adrian Năstase face vizite pe la Moscova, invitat de tot felul de institute de astea rusești. Bun, controlate dânsul, de diplomați ruși. Dânsul e mai apropiat de cercurile astea. Nu cred că acolo este sediul problemei. Sediul, da, problemei, unde e sediul problemei este... La FSB, pe la KGB? Nu. Sediul problemei reunificării României cu Republica Moldova este în Parlamentul de la Chișinău. Acolo se va decide și nu în altă parte, iar pentru că acolo să fie un vot pozitiv unirii,
Parlamentarii trebuie să știe că circa 50% din populație susține unirea, că altfel nu pot să iei decizii de asemenea importanță împotriva voinței majorității. Am stat cu o informație interesantă. Am înțeles că 60 și ceva de parlamentari moldoveni de la Chișinău au cetățenie românească. Da. Inclusiv de ăștia, de la partidul lui Dodon, de ăștia, socialiști rusofoni. Sunt 6 rusofoni care au și-au luat cetățenie românească. 6 Ei sunt cu Moscova în suflet, da. Dar și-au luat cetățenie... Da. Așa este. Da? Dar sunt buni vorbitori de limba română. 60 ceva de parlamentari din câți? Câți sunt? Din 100. 100. Adică, tehnic, există o majoritate la Chișinău. Există o majoritate, dar nu mizați pe faptul că toți cei care au cetățenie română sunt și pro-unioniști. N-aș miza. Să știți că și ruși din Transnistria au făcut ce au făcut și au luat cetățenie română. Ce politicieni exponențial de la Chișinău muncesc și își doresc unirea cu România? Pentru că politica o fac oamenii și istoria o scriu oamenii până la urmă, că aminteam de Brătieni. Uite, și aminteam de negocieri și de oamenii politici care trebuie să se pună la masă și să tranșeze lucrurile astea. Pe ce ne bazăm acum? Vă spun foarte sincer, ne putem baza nu pe politicienii care se afișează în cele mai înalte funcții, deși pe mine a reușit să mă șocheze Leancă, făcând afirmația că și el este pentru unirea cu România. Păi nu e. Ăsta era pre-european, nu, Leancă? Era cu Germania, nu, cu ăsta. Domnul Mănăstire, asta e minciuna în care oamenii politici din Republica Moldova i-au împins pe cetățenii Republicii Moldova. De ce spun asta e minciuna? Pentru că unii le spun, noi vă ducem în Uniunea Europeană. Sunt așa numiți pro-europeni. Da. Vând povestea asta din 2009. Tot o vând, aproape 10 ani. Aie. Era Alianța de Integrare Europeană. Nu, domnul. Această poveste este vândută din timpul lui Voronin din primul mandat, când a semnat parcursul pro-european al... Păi Voronin era cu rușii pe față. Nu, atenție. La început nu era. Voronin e statalist. Nu-l confundați cu Dodon. Da, el este moldovenist, cu moldovenist, limba moldovenist, da. Moldovenist, da. Voronin e cu țara lui mică, să o avem noi și noi să fim stăpâni la noi acasă. Uitând că Ștefan cel Mare a cam fost stăpân peste teritoriile alea. Deci, nu-l puneți pe Voronin în căciulă cu Dodon. Deci, sunt două categorii de oameni politici, ambele mincinoase. Unii care... i-au amăgit pe cetățenii Republicii Moldova, vă ducem în Uniunea Europeană, și altă categorie mai ticăloasă. Deci ăștia sunt chiar ticăloși. Și aici o să fac o paranteză vis-a-vis de oamenii politici români. Ticăloșii care sunt? Sunt aceia care au profitat de necazurile acestei tranziții excesiv de lungi din Republica Moldova, și au spus, ia să valorificăm noi nemulțumirea poporului. Și atunci să-i să facem propunem... și niște bani. Și atunci să-i să propunem, hai să intrăm în Uniunea Eurasiatică, în Uniunea Vamală a lui Putin. Deci ăștia sunt niște ticăloși, pentru că au făcut ceea ce în România niciun om politic n-a îndrăznit să facă. Indiferent care a fost spectrul stânga-dreapta, la noi toate partidele au spus NATO și Uniunea Europeană. Nimeni n-a îndrăznit dintre politicienii români să se așeze în fruntea unui partid care să spună, să valorifice necazurile tranziției și să spună nu, noi trebuie să rămânem aici, trebuie să continuăm relațiile cu mama Rusia, trebuie să n-avem ce căuta în NATO și în Uniunea Europeană. Da. Moldova are ghinionul că s-au găsit oameni politici care să valorifice necazurile tranziției. Și sărăcia. Aproape inerente. Sărăcia și nostalgia, da? Până la urmă. Da, și să le valorifice politic. Moldova. Pe ce fond? Pe fondul, vă dau numai un exemplu ca să vă dați seama. În Republica Moldova sunt 12 posturi TV de limbă rusă. 12! În timp ce posturi de limbă română avem doar
România TV, care, din păcate, are niște asta programe... Asta România nu, TV? Nu, TVR, scuzați-mă. TVR-ul, da. Mă gândeam, da. Scuze. Mă gândeam că l-au trimis avem doar seriul pe Ghiță, avem Republica Moldova. Avem doar TVR-ul, măcar dacă îl trimiteau acolo... L-au trimis pe vântul, dar l-au făcut de bani unii prin Republica Moldova. Este Publica TV, mă rog, fosta televiziune. Da, dar deci avem doar TVR-ul care are programe foarte slabe din punct de vedere al unionismului și după mine TVR-ul ar trebui să se bată cu canalele de propagandă rusești. Care sunt naționale, este postul de televiziune rusesc, da. Prime mi se pare că sau, da, este la Chișinău, este lider de audiență. Și toate posturile rusești, 12 posturi rusești sunt retransmise, atenție, cu acoperire națională. La noi TVR-ul n-a reușit să dobândească acoperire națională. Pe Eugen Tomac din partidul dumneavoastră de la Mișcarea Populară a vrut să facă și el un radio de ăsta național și au tras un dosar la DNA de nu s-a văzut. Nu la DNA, la parchetul general. La parchetul general. Da. Același da. Lucru. Eugen Tomac da. A scăpat de acuzații da. După vreo 6 a scăpat, ani. A vrut să facă Domnului. Și el un radio. Da. Da, deci aici este o bătălie pe care România trebuie să o ducă, pentru că propaganda de tip sovietic este extrem de activă în Republica Moldova. Vă spun ca om care de un an bat Republica Moldova și în mediul rural, și în mediul universitar. Da, și... aici este un mare semn de întrebare, pentru că mulți înainte de emisiune m-au întrebat de care este miza lui Traian Băsescu că merge așa de mult în Republica Moldova. Știți, mai aveți mize? Care... Mai aveți cetățenie moldovenească? Nu, m-au retras-o? E zero? Nu mai există? Nu mai am, dar țin pașaportul diplomatic în buzunar. Dacă vrea să mă umfle vreodată Dodon, scot pașaportul diplomatic. Să vă umfle în sensul să vă aresteze? Să mă rețină, da. Vă e frică? Nu mi-e frică. Ar fi staie Dodon dacă să rețină fi... un fost șef de stat? Dacă mi-ar fi frică, nu m-aș duce. Sau dacă n-aș fi pregătit să înfrunt asta. Nu neapărat frică. Dodon l-ar duce mintea să facă chestia asta? Știu eu, nu știu. Dacă îl sună Putin, nu? Nu cred că o să-l sune Putin, pentru că Dodon, și vă spun de data asta pe informație, a promis foarte multe lui Putin, n-a livrat nimic din ce a promis, drept pentru care... Se uită ăsta la el ca la un pudel de ăsta, care tot vine, se gudură, dar nu-i în stare să livreze. Nu poți să-i promiți lui Putin, țarului Putin și să nu livrezi. Să nu livrezi. Greșeală, da? Da? Scurtă, deci, luăm o scurtă pauză comercială, continuăm discuția despre Republica Moldova. Să nu și... abandonăm, vă rog mult, pentru că mai sunt lucruri de spus. Da, cum să nu? Da. Avem scurtă pauză, câteva minute și discutăm. Pauză cu președintele României, Traian Băsescu. E un subiect despre care... Politicienii de la București, domnule Băsescu, nu vorbesc. Da, din păcate, și nu abordăm tranșant această chestiune, chiar dacă anul ăsta vedem că mulți se împăunează, că este centenar, fac tot felul de evenimente, spectacole, cântec, voie bună, bani joc, mulți. Bani mulți cheltuiți, da? Dar nu facem dezbaterea asta publică și nu ne asumăm lucrul ăsta. Noi ca societate, din păcate, în integralitatea ei. Societatea încă nu, dar Parlamentul a dat un semnal și prin declarația în sine pe care a votat-o, a adoptat-o, și prin luările de poziție ale câtorva dintre politicienii reprezentativi care au avut un mesaj unionist. Ce înseamnă asta? Înseamnă că politicul poate fi apropiat de idee. Și acest lucru pe mine m-a bucurat. Dacă ați observat, eu am evitat să iau cuvântul lăsându-l pe Eugen Tomac, care e un politician reprezentativ, este basarabean. Așa este, și da? Un om care s-a zbătut pentru Republica Moldova, asta a fost viața lui în politică. Și am zis pentru Partidul Mișcarea Populară, la 100 de ani să vorbească el. Mi s-a părut mai important decât să vorbesc eu, pentru că el poate duce flacăra asta mai departe. Eu am și eu o vârstă. În politică, domnule Băsescu, există termenul ăsta de real politică, adică politică
pragmatică, da? Și vă pun o întrebare la fel de pragmatică. Credeți că Bruxelles o să ne dea voie și o să ne dea bani să facem unirea cu Republica Moldova? Păi, domnul, pentru că povestea asta costă bani. Așa este. Mulți bani. Noi avem pe care noi nu-i avem. Avem câteva probleme. Știi că e ușor să vorbești despre unire, dar trebuie să vezi problemele practice ale unirii, dincolo de suportul popular. Corect. Care, zic eu, instituțional, este în creștere. Păi, vin pensiile, nu vei putea spune m-am unit cu Republica Moldova și noi avem pensia medie 230 de euro pe lună, iar pensionare din Moldova 80 de euro pe lună. Câți pensionari sunt în Republica Moldova? Cât ne costă să le dăm pensii ca în România? Mi-e greu să vă spun. Cred că sunt în jur de o jumătate de milion de pensionari. Nu mai mult. Deci pensiile. Salariile pentru bugetari. Nu poți să spui în România salariul mediu e 450 de euro, iar la voi rămâne 130 de euro. Trebuie să-i dai primarului din actuala Republică Moldova, corect, deci, ministrului, directorului de minister. Deci bani. De unde facem rost de bani? Ăștia i-am găsit la noi. Unde să-i găsim la noi? Uite, și din resurse depinde cum ne facem prioritățile. Că, spre exemplu, eu vă asigur că la câte spectacole organizăm anul acesta în cinstea Unirii, sunt echivalentul sumei cu care am putea plăti aparatul bugetar al Republicii Moldova anul ăsta. Noi nu avem autostrăzi, suntem vai de capul nostru, nu avem infrastructură. Deci, aici, dar asta e o problemă pe care România o poate depăși relativ ușor, privind și la nivelul de îndatorare. România are unul din cele mai scăzute niveluri de îndatorare în raport cu produsul intern brut. Așa suntem este. Pe la 38%. 40, deci, da. Nu. 38. Datorită creșterii economice suntem pe la 37-38. Și putem mai lua până avem la 60%? Până la 60% din produsul intern brut. Asta înseamnă în bani reali? Vreo 40 de miliarde de euro, atât mai putem împrumuta. Mai mult. Ba da. Cam 40 de miliarde. Corect. Astea le-am putea rezolva. Altele sunt problemele noastre și aici poate vine surpriza plăcută. Interconectarea. Republica Moldova își produce doar 30% din energia electrică de care are nevoie. În rest, gaze importă 100%. Și mai are nevoie de 70% din energie electrică. Ok, deci putem face afaceri în Republica Moldova. Putem să producem și să vindem în Republica Moldova, noi ca țară. Domnul Mănăstire, s-a și făcut. Transgazul a câștigat licitația de privatizare a companiei de gaze a Republicii Moldova. N-au luat rușii? Nu. Dar de ce nu? Transgazul românesc... Ciudat. A câștigat licitația, s-a anunțat săptămâna trecută la Chișinău. Eram acolo când s-a anunțat câștigarea de către Transgaz a licitației. Deci, Transgazul românesc este și proprietarul rețelei de distribuție gaze din Republica Moldova. În momentul ăsta. Mai mult decât atât... Primul proiect anunțat de Transgaz a fost extinderea gazoductului de la Ungheni până la Chișinău. Adică, imediat ce scoatem gaze din Marea Neagră, vom acoperi nevoile Republicii Moldova, care sunt de circa 2 miliarde de metri cubi pe an. Da, noi avem 14 miliarde. Bun, nu e o... Bun, Republica Moldova ce înseamnă din punct de vedere economic? Înseamnă vreo 2-3 județe din România mai răsărite, mai bogate? Ce înseamnă Republica Moldova? Dacă punem 2,5 miliarde de euro. Dacă punem la un loc Iașu, județul Iași, cu Timișul și cu Bacău, să spunem, deci 3 milioane. Vorbim de județe de 1 milion. Da. Asta înseamnă 3 județe românești mai puternice. Mai mult decât atât, în cadrul parteneriatului estic, Uniunea Europeană a anunțat cofinanțarea
interconectărilor energetice prin sud și prin nord, între România și Republica Moldova. Deci primim bani europeni. Da. Va trebui să punem și noi ceva, dar avem sprijin de la Bruxelles pentru interconectarea Republicii Moldova. Astea sunt gesturi reale, nu sunt povești. Bun, și energie. Restul, ce mai putem, cum mai putem să ne unim dincolo de declarațiile politice? Infrastructura rutieră. Deci nu avem nici noi, domnule Băsescu, nu avem, suntem vai de capul nostru. Domnul Mănăstire, de la Albița, deci intrând rutier în Republica Moldova, vii Iași-Albița sau Vaslui-Albița? Da. Mergi pe un drum exact ca DN1-ul al nostru până la Chișinău. Dacă te duci în sud, ai un drum ca DN1-ul al nostru până la până în sudul Republicii Moldova. Deci n-au autostrăzi, ce-i drept. Noi am început să avem vreo 750 de kilometri de autostradă. Ei încă n-au. Dar nu asta e problema zero. Feroviar, suntem legați cu Republica Moldova. N-au ecartament rusesc, adică n-au șină rusească. Bun, șină... schimbăm ecartamentul, o să-i mai punem o... Da, dar CFR-ul nostru e în faliment. Ok, punem, dar... Nu prea, merge. Repet, nici România nu este un fel de tigru. Noi suntem tigru pe hârtie, de asta economic, dar... Domnul Mănăstire, să știți că în 1918 n-aveam nici autostrăzi, nici căi ferate, nici nu eram interconectați energetic, s-a făcut unirea. Deci argumentul ăsta, suntem prea săraci. Eu, mie, ce mi se pare cel mai important și pentru România din dreapta Prutului și pentru România. Știți care este paradigma? Prutului. Că românii, dacă vor trăi mai prost românii după unirea cu Republica Moldova, păi, adică trebuie să vină un politician să le spună, măi oameni buni, cum au făcut germanii când s-au unit, 10 ani trebuie să ajutăm pe frații noștri din Est, cum s-a întâmplat, i-au finanțat, așa da? Este. 10 ani trebuie să trăim mai prost ca să integrăm pe frații noștri moldoveni în Uniunea Europeană și în România Mare. Eu care nu mai am obiective... Ar fi dispus românii să facă asta? Eu cred că ar fi. Eu cred că ar fi. Pentru că noi avem o mare problemă. Vă mai dau un argument. Când a fost România înfloritoare? Care a fost cea mai înfloritoare perioadă a României? Perioada interbelică, da? Perioada când România a fost mare. Și vă aduc, v-am spus... E o relație de cauzalitate? Poate fi. Iată, vă dau câteva argumente. Spre exemplu, creșterea suprafeței cu circa 33.000 de kilometri pătrați, din care cea mai mare parte teren agricol. România este astăzi... Da, doamne, ne-am vândut terenul agricol. Ne-am vândut terenul agricol, acum o să-l vinde și pe ăsta al moldovenilor. Domnul... Fac avocatul diavolului, adică... N-am văzut pe nimeni plecând cu vreo brazdă de pământ românesc în spate. Hai să lăsăm lozincile astea. S-a dat în exploatare. Sigur, Parlamentul s-a supărat când a cumpărat fimea pământ, că era româncă. Nu s-a supărat când cumpărase, că fimea a cumpărat de la un italian. Atunci când a bine, cumpărat era. Italianul, nu s-a supărat. Când a cumpărat fiica mea de la italian, comisie parlamentară. Bun, energie, dar agricultură... Nu, stați numai puțin. S-o luăm sistematic. Începusem să vă spun despre avantaje. 33.000 de kilometri pătrați pământ roditor. România este în primii 5 producători agricoli, fără să fie și în primii 5 producători de, în industria alimentară. Păi da, că noi facem materie primă. O dăm la în Europa și le cumpărăm produsele de pe... Domnul, eu cumpăr de pe, chifle congelate venite din Austria. Din Franța, da, și din Austria, Franța, așa, de unde Dumnezeu și mai departe, da. Dar asta este o perioadă, acum, cu certitudine, agricultura României se va industrializa. Eu mă uit la progresele uriașe care s-au făcut în agricultură datorită acestor subvenții. România va valorifica producția agricolă. Dacă acum suntem în primii 5 producători agricoli, prin unirea cu Republica Moldova intrăm în top 3. Gândiți-vă cum se va dezvolta o industrie alimentară bazată pe o agricultură atât de puternică.
România va deveni un mare furnizor de hrană. Pe asta e bine sau rău? E credeți foarte bine. Păi o să ne lase Bruxelles-ul? Dar cu ce ne e o competiție europeană. Adică de ce să lași România să crească, să devină o forță europeană? Nu știu, repet. Domnul Mănăstire, creșterea forței României înseamnă creșterea forței Uniunii Europene. Și vă mai spun un lucru. Să știți că nu Europa e înfometată. Africa e înfometată. Nu mă obligă nimeni să vând numai în Germania și în Franța. De ce n-aș vinde în Africa? De ce n-aș vinde în China, care își europenizează tot mai mult obiceiurile alimentare? Da, au început să bea și vin chinezii mai da. Vin european. Și da. Beau vin și de la Chișinău și din Republica Moldova. Și carnea de vită, uitați-vă că au trecut pe meniuri europene chinezii. Deci, cine va avea alimente, va avea aur în viitor. La creșterea, viteza cu care crește populația, deci pentru noi va fi un avantaj. Un alt avantaj, politic. Politic. România a putut. Noi trecem ca fiind o țară care nu prea poate nici să cheltuiască banii europeni, nici suntem, să... Da, cam neputincioși, da? Așa e. Ei, nu putem, trebuie să luăm pauza comercială, nu putem să facem, dar... Domnule președinte, facem niște scandaluri de nu s-au văzut în Europa. Cu servicii, cu procuratură, cu doamna Chiove și cu Ghiță. Suntem profesori în anticorupție și în scandal public. Dacă am exportat și asta justiție. Și în justiție ne-am îmbogățit. Miliarde de euro am face. Scurtă pauză și revenim.